păi chiar două soliste. Cam atât. Deci cam patru, cam patru piese care s-au pregătit cu mine. Am intrat în această finală. Deci deja s-a făcut o preselecție pentru Eurovision Junior. Da, s-au făcut 12 piese și cam asta e situația. Au fost nivel ridicat? Nu. Pentru că, așa cum scrie la regulament, copiii concep piesele și, pe urmă, exact, sunt ajutați mai mult sau mai puțin oficial de adulți în felul lor, dar important este care e nivelul competiției. În primul rând, trebuie mult să fie ajutați de adulți. Ar fi și, cred că nimeni nu-și imaginează că ar fi altfel. S-a născut copilul deodată genial. Ei trebuie să... afla, spune-mi, i-ai auzit și pe ceilalți, e nivelul, ai zis că nu e cel mai sus, cum ar fi de dorit? Le-am ascultat, că toate le-am ascultat, pentru că toate piesele sunt pe internet, așa că se pot auzi oricând și... Pe site-ul TVR. Exact. Cei care vor să fie în temă, chiar le recomandăm să facă acest lucru, să acceseze site-ul TVR și să, exact, să asculte cele 12 piese, patitlul. De mână. Știi? Știu titlul, dar nu mă gândesc. Atunci nimic. Rebelele, spunem. Eu cred că așa vor rămâne tot timpul. Vor rămâne rebele. Îți mulțumim mult, Bebescu Garu, și succes tuturor celor 12 și celor 4 în mod special pe care ai pregătit. Ok. Mersi foarte mult. Evidente, essa emissão não vem. Toate în speter, cu standard GSM, stațiunea cu frică. Iar moarte sunt autoritare, sunt fie armatea unii de alte mai complicate lor.
Nu mai pare să fie o problemă, fără de distracție.